Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Floricele o să culegem în această întâlnire. Trei păstori, că și ziceai, părinte, că suntem numai doi la masă. Al treilea este păstorul Vlad, care ne păstorește de la butoane. Salutăm cu drag. Salutăm cu drag că ne-a deschis casa să intre. Numai un an a trecut de când ai fost la noi în emisiune. Bine, Doamne ajută, bine. Bună ziua, bine v-am găsit, bună mulțumesc. Bună ziua de ajun, că emisiunea asta... Mulțumesc din toată inima pentru invitație. Nu mi-am dat seama că a trecut atât de repede un an, pentru că respectul pe care ți-l port, dragă domnule profesor Nicu, sau Nicolae, cum îmi place mie să spun. Deși tot zicem că nu ne formalizăm. Da. Nu ne formalizăm, nu-i problemă, dar am vrut să știe lumea că ești profesor. Da, știi, da? Să mai știe și lumea. Nu că m-a sunat cineva. Tata lui Eliza din grupa mare are și o soră, are și o fică într-a șepte și zice, domn profesor, nu mai dați meditații. Da. Deci treaba e pe proaspăt. Să reținem. Am înțeles. Cu ce asociază lumea în ziua de azi titulatura de profesor. Dar și meditații. Da, e regretabil într-un fel, dar poate acum... nu vrei să discutăm astăzi despre sistemul paralel de statul paralel și sistemul paralel de învățământ. Da. Dar lasă-mă să-ți spun ideea până la capăt, că am început să te laud și uite, m-ai întrerupt. Eu laud pe Dumnezeu, să știi că nu te laud pe tine. Voia sa. Laud pe Dumnezeu pentru darurile minunate pe care ți le-a dat și chiar dacă un an de zile nu ne-am întâlnit aici la emisiune, ca să zic, eu te port în suflet de fiecare dată când am o situație mai tristă, o încercare în viață, să știi că prin darurile pe care le ai îmi aduci un zâmbet pe buze și o rază de speranță și de bucurie. Și asta nu e numai pentru mine. Uite, îți spun de exemplu că dacă mă duc la doamna Rodica, frizerița mea, dacă o văd tristă și zic doar atât, Nicu Bendea, deja se luminează. Dacă mă duc în alte medii sociale și văd că oamenii sunt un pic într-un fel sau altul abătuți, aduc vorba despre dumneata și lumea deja se bucură și se înveselește. Ceea ce înseamnă că e un dar de la Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos ne dă porunca aceasta de a ne bucura. S-a făcut un studiu în Evanghelie, a mai zis, și au zis, măi, ia să vedem care e cuvântul, sintagma folosită cel mai des de Domnul Hristos, în mod repetativ. Știi că Domnul Hristos are cuvinte, pace vouă, pace tuturor, adevărat vă spun, și așa mai departe. De departe, cuvântul bucurați-vă este cel mai folosit. Și poate că mulți dintre noi uităm că a ne bucura reprezintă o datorie, nu o realitate opțională. Trebuie să trăiești viața cu bucurie fiecare zi pe care o ai, mai ales când se apropie sărbătorile. Și atunci, ca să continui și eu, este un privilegiu că ai venit lângă noi, privilegiu de la prietenii noștri, deci un brut, care ne însoțesc acum un pic de dezlegare, știți, colindătorilor, dacă nu le dai un pic pentru glas, nu le iese colinda. Da, e foarte corect. Cine a ajunat, a ajunat până acum. Cum și cine colindă și primește un pahar de vin, o prăjitură, nu un suc, uite că fac o paranteză aici. Un suc. Că am fost la Madrid și m-am întâlnit cu părintele Ciprian, pe care eu îl iubesc tare mult, e un preot deosebit, open mind foarte. Și am ajuns, ne-a invitat la un restaurant, eram cu cetereașii de la Cluj acolo și unul dintre noi zice, păi nu, zice, eu servesc un suc. Și au zis așa, părintele, bagă de seamă ce frumos, zice, auzi măi, maestre, zice, dacă ar fi fost bun sucul, îți garantez că la nunta din Cana, din apă, domnul suc făcea, nu vine. Așa că domnul a făcut vin, da. Casă, că vinul veselește, da. Și întărește inima. Slavă lui Dumnezeu, sărbători fericite. Slavă pentru toate și mulțumim că sunteți alături de noi și în această zi sfântă, sigur cu mesele pline de bucate și doream să pornesc discuția că am văzut că telefonul ți-l ții acolo. Știi de ce îl țin aici, să spun? Că am parcat undeva pe un loc care e cu abonament și dacă cumva mă sună cineva să nu fiu nepoliticos și să-i blochez parcarea. Ai dreptate și berea aia spune că de Crăciun fi mai bun, dar numai de Crăciun și uneori nici de Crăciun. Nu, măcar de Crăciun. Măcar de Crăciun. Dintr-un cuvânt din pastorala mitropolitului Andrei Andreicuț, care spunea că e bine să ne uităm și la telefoane, și la tablete, dar e important să fim la liturghie în ziua de Crăciun,
să colindăm în ziua de Crăciun și să fim alături de ceilalți în ziua de Crăciun. Deci iată o deschidere din partea mitropolitului Andrei, pe care eu îl consider un pic așa mai, nu conservator, dar un pic mai păstrător al tradiției, să zic așa, dar mi s-a părut cuvântul ăsta al... E un păstrător al tradiției în Al Preasfințitului, în mod indiscutabil, dar dincolo de toate e un om cu inima deschisă, dar și cu mintea deschisă. Și prin asta practic s-a remarcat, prin faptul că a fost aproape de oameni și nu a fost niciodată un formalist, așa cum am discutat la început noi, să nu fim formaliști. Și practic de aici îi vine dragostea pentru, pe care o au oamenii față de Înalt Preasfințitul și din faptul că este un om cu inima bună și deschisă, care întotdeauna are înțelegere majoră, că îmi căutam cuvântul, o mare înțelegere față de toate problemele și față de absolut tot. Și eu mă bucur, uite, eu personal mă bucur de înțelegerea asta venită din partea Înalt Preasfințitului și mulțumesc de fiecare dată public, însă, pentru că mă îngăduie, uite, și asta e un act de înțelegere, știi? Că dacă ar fi așa foarte, foarte strict și foarte sever foarte. Și foarte acribic, știi cum mai sunt sau cum au fost mai înainte. Litera legii și nu da, spiritul, absolut, cum zicea absolut. Bartolome. Pe bună dreptate ar trebui să mă pun un pic la punct, știi? Adică ce vin eu cu, uite, cu Nicu Bendea să facem glume, nu. Sau ce mă duc eu să cânt pe scenă, sau sunt realități de genul ăsta. Dar dumnealui are un dar de la Dumnezeu, care e bunătatea și blândețea, pentru care nu știm noi să mulțumim toți cei care suntem în contact și în realitate cu el. Și legat de treaba asta cu telefonul, sigur că a dat un semnal foarte bun. Adică un lucru nu este rău în sine, ci modul în care îl folosești îl face bun sau rău. Celălalt mitropolit dinainte, în altul Bartolomeu, că se cade să-l pomenim și pe el, mai concret a explicat situația asta și a zis, țin minte că eram student și ne-a explicat foarte clar, spunea problema televizorului atunci, că nu erau telefoane, e bun televizorul sau nu e bun? Și a zis, măi oameni buni, nu mai gândiți atât de închistat că e bun sau rău. Cuțitul de la bucătărie, dacă tai pâine cu el e bun și e binecuvântare că strănești familia, dacă comiți o crimă cu el e rău, adică știa, modul în care folosești lucrurile. Cum se despart apele. Absolut, da, absolut, da. Modul în care folosești lucrurile, le fac pe aceste lucruri bune sau rele. Iar ceea ce ne îndeamnă întotdeauna în Al Preasfințitul Andrei este un model de înțelepciune prin care trebuie să stabilim prioritățile. Asta spunea și dumnealui. Da, uitați-vă și la telefon, nicio problemă, puteți să fiți acolo, dar înainte de toate astea sunt lucruri mai importante decât telefonul, decât YouTube-ul, decât celelalte în ziua sărbătorii. Sunt lucruri care definesc sărbătoarea mai mult decât acestea. Și cum ai zis, Sfânta Liturghie în primul și în primul rând, măi, la Sfânta Liturghie te cheamă Hristos la masă, că asta se întâmplă. Cel mai bun prieten a cărui nume este iubire te invită să mergi cu el la masă, să stai acolo, știi? Și tu n-ai timp, din diferite motive. E de neînțeles aproape lucrul ăsta și e dureros și poate că nici n-ar trebui să vorbim despre el, pentru că vezi, când te invită un prieten drag, e o chestiune de bun simț în primul rând să participi acolo. Îți faci vreme, faci cum se poate, mai ales când știi că acea întâlnire, acea masă, acea cină, acea cu mine care, comuniune, de a fi împreună, bucuria de a fi împreună, când știi că toate acestea îți schimbă viața, știi, și te definezi pe tine ca identitate spirituală și persoană umană superioară, și atunci tu să refuzi când ți se dă gratis până la urmă, că nu ți se cere nimic acolo. Adică Domnul Hristos se oferă, îți cere doar inima și bucuria și dragostea ta, celelalte nu se poate. Mai ales acum, după un an, cum a fost anul ăsta pentru Părintele Marius Ciprian Pop? Un an de binecuvântare, cu frumusețea lui, cu încercările lui, cu mai multe bune decât aș fi meritat. Au mai fost și sincope, ca să zic așa. Am primit și daruri de la Dumnezeu. Și semne. Am primit și un dar, un numit stand. Adică, fii atent că asta în limba engleză înseamnă tub, am înțeles de la Antonia. Da, există, da. Și melodia Stand By Me. Da, asta e frumoasă, știi? Cred că de-aia se pune stand, tu știi, că zice o nevastă mea, stand by me. Stai lângă inima mea. Și mie mi s-a spus, zice, măi omule, te consum prea mult cu umorul. Acum noi vorbim și relaxant când facem cu pastorul Vlad scenete, iar e frumos. Da. Dar când ești pe scenă la
stand-up comedy te consumi. Absolut. Și mi-a spus un prieten cardiolog că după vârstă să avem prieteni cardiologi, nu mai avem barmani. Ce frumos, dar nu mai avem barmani, avem cardiologi. Zice, da. Am intrat și eu în echipă, să știi. Da. Zice, fii atent, zice, nu te mai consuma atâta, nu le pune pe tătie la inimă, că în câțiva nu o să mai faci stand-up comedy, o să faci stand. Da, da, eu am ajuns la faza asta în care... La care mai trebuie să ne uităm și în ogradă și cu atât mai mult să ne bucurăm că am mai prins un Crăciun, că e sara, absolut, că e ziua Crăciunului și în casa românului. Da, e mare bucurie și mare dar Dumnezeu fiecare zi, cu atât mai mult fiecare sărbătoare pe care ne-o dă să o trăim și nu trebuie să ratăm oportunitățile pe care o sărbătoare cum este aceasta le aduce în viața noastră. O sărbătoare a bucuriei și a speranței, o naștere, nu? Absolut. Tot timpul o naștere. Uite cât e de frumos că eu le mai spun așa și pe unde mă duc prin țară oamenilor, că mi-am pus și eu întrebarea, împăratul universului care stăpânește toate, care a făcut toate, care e încărcat de atâta slavă încât heruvimii, serafimii nu pot privi slava lui, că zice un sfânt părinte că atâta slava are Dumnezeu încât slava aceasta care se reflectă și în slava și măreția îngerilor, noi oamenii și dacă am vedea măcar un înger, n-am putea să trăim, că ar sta inima, deci de bucurie și de dragoste și de slava cerească. Heruvimii, serafimii și acopăr fețele, spun rugăciunile în mod metaforic, văzând slava lui Dumnezeu, știi? Și atunci el, împăratul acesta încărcat de slavă, vezi că vine în lume nu în slava aceasta a lui de împărat, ci vine sub chipul unui prunc plăpând. Asta trebuie să ne dea de gândit. Păi de ce? Dacă ar fi vrut să ne subordoneze, să ne, cum să spun, să ne supună, să ne înspăimânte, sigur că venea pe norii cerului și atunci toată planeta, toată omenirea era acolo subordonată. Dar vine sub chipul unui prunc plăpând pentru că Dumnezeu știe inima noastră. Vezi când ți se și tu ai doi copilași să trăiască, asemenea, doi îngeri minunați. Vezi când ți se naște un copilaș în familie, măi, și de piatră să fii, nu poți să nu te înduioșezi, să nu ți se înmoaie inima și te umpli de dragoste. De o dragoste atât de mare încât ești capabil și ai putere să renunți și la viața ta. Adică dacă trebuie să-ți dai, dai viața pentru cel mic, nu contează, că nu dormi, că nu-mi faci, că renunți, nu. Și atunci Dumnezeu știe în lucrul acesta, vezi că vine și ni se propune, ni se oferă sub chipul pruncului plăpând, pentru că El vrea să ne cucerească inimile, vrea să se nască în inimile noastre. Asta e toată filozofia Crăciunului și teologia Crăciunului, până la urmă, mai mult decât filozofie, pentru că e o realitate la care suntem chemați să o trăim profund. Adică să ne înmuiem inimile, să ne îndrăgostim de El și îndrăgostindu-ne de El să trăim viața în dragoste, pentru că însuși numele Lui este iubire, zice apostolul, evanghelistul Ioan, Dumnezeu este iubire, El a înțeles cel mai bine, pentru că stătea cu, îl vezi și în cina cea de taină a lui Michelangelo, și nu numai și în alte icoane de cine cele de aină, Ioan stă efectiv cu capul, cu fața lipită de inima Domnului Hristos. Zice că acolo îi plăcea lui să stea, atât de mult îl iubea pe Domnul Hristos. Și ca atare și la cruce, nu l-a părăsit. A fost singurul dintre ucenici care n-a plecat, nu i-a păsat, a stat acolo. Era un adolescent, nu s-a temut, ceilalți săraci, mai oameni politici, așa, au cam plecat. Și atunci, el fiind iubire, vrea să se nască în sufletele noastre. Cum? Adică să ne umplim de iubire. E logică. Și în fiecare an să ne reîmprospătăm această și iubire. Asta schimbă viața. Iubirea asta schimbă viața. Modul tău de raportare la tot ce te înconjoară. Ca o transfuzie divină. Ai ce frumos. Da, vezi, am zis eu că ești profesor, dar nu știam că și de limba română. Știam că nu ai de matematică. L-am avut invitat. Ce frumos, transfuzie divină. Da. Am avut invitat pe președintele Academiei, iarăși, controversatul Ioan Aurel Pop. Dar de ce controversat? Dacă îi să ne luăm după mediile care se revarsă din tablete și telefoane, dar vorba lui Piersic, nu despre asta bine, e vorba. Ce bine de mine că nu mă uit pe tablete și pe telefoane decât la cei care sună cu parcarea. Da. Și, iartă-mă că te-am întrebat. O persoană n-are rost să detalii. Da, omului Dumnezeu, omului Dumnezeu. Președintele Academiei pentru al doilea mandat. Ne cerem scuze că noi din Ardeal am putut da numai președinți de Academie, nu de alte... Poate dă Dumnezeu și de țară. și de țară, da. Nu știu dacă mai candidat. Dacă păi nu, mă referam la tine. A, la mine, da, bine. Sau de ce nu la mine? Da. Tu ocupă-te de sănătate. Am înțeles, uite, da, mulțumesc. Am un fan care are două conturi. Așa. Cum mi-am dat seama? Că nu intru la profil. Din ce scrie? Orice aș posta scrie Nicu Bendea președinte, Nicu de pe două conturi. Am înțeles, da. Și zicea președintele Academiei, după ce i-am luat interviu, chiar de ziua țării, foarte frumos și înduioșător. Ce frumos că
în 1 decembrie, cum vine după Sfântul Andrei, 1 decembrie, postul, Crăciunul, adică... Toate zrânduite, nu-i nimic zrânduit, la întâmplare. Nu-i nimic da, întâmplat. Da. Și zicea domnul președinte al Academiei, după ce i-am luat interviu, așa, cu emoții. Și acum am, da? Le mai mascăm. Da. Date de sărbători. Și zici, a, păi de ce, dumneata ești absolvent de matematică. Păi dacă ești absolvent de matematică, ai mai citit o carte, înseamnă că și cu umanioarele te împaci, adică și cu, da, da, și cu literele. Chiar te împaci bine. Da, da. Tot darul lui Dumnezeu, da. Voia dâns, voia lui, cu L mare și, că toți suntem acum în ajunul de Crăciun, și cum bine, foarte bine spuneai, că vine să ne dea un exemplu al întrupării într-un copil nou născut. Și iar spun asta, pe care am auzit-o și eu de la un părinte, că Iisus Hristos a născut într-o iesle, a trăit pe unde a apucat și a murit pe cruce. Ca exemplu pentru noi care nu mai suntem mulțumiți, părinte, cu nimic. Păi nu suntem mulțumiți pentru că nu știm să ne uităm la exemplu despre care vorbești, exemplu suprem. Zice că Dumnezeu se face om asemenea nouă pentru ca noi oamenii să ne facem Dumnezei asemenea Lui. Nu spun eu asta, spun Sfinții Părinți, atât de inspirat și de frumos. Sigur, Dumnezei prin har. Și s-a făcut în contextul acesta, suntem nemulțumiți pentru că omul nu mai știe care e scopul său pe pământ, scopul vieții sale. Noi nu, nici nu ne punem întrebarea, băi, care e scopul meu pe pământ? Merge totul inerțial, știi? Și uite că americanii au făcut, nu știu, ți-am mai zis asta la emisiune, au făcut un studiu. Și dacă am zis aici acum un așa, an. Da. Da. Au făcut un studiu antropologic și au zis în felul următor. Au întrebat pe cei mici, zice, care e scopul tău în viață? Păi s-au gândit copilașul, scopul meu este să învăț bine, să ascult părinții, să crezi mare, să, ba, bravo, frumos. Cei tineri, ce scop aveți în viața? A, să studiem, să terminăm facultate, să ne facem o familie, să avem copii. Și asta e frumos. I-am întrebat pe cei de vârsta mai înaintată, zice, voi ce scop aveți în viață, oameni buni? Chestionare, știi cum se face antropologic. Păi zice, noi să fim sănătoși, să nu cât putem să fim sănătoși, să avem o pensie bună, să ne ajutăm copiii, ne creștem nepoții, super frumos. Și toți au rămas și la final era bun și vine inevitabil, vine moartea. Cum explicați? Și acolo a rămas suspansul. Și au ajuns oamenii ăștia și în Sfântul Munte, pe un părinte duhovnicesc de acolo. Părinte, care e scopul omului în viață? Păi cum, dar nu știți? Păi nu, că uitați, unii au zis așa, unii și nu găsim sensul, pentru că vine moarte se termină totuși, cu studiile și cu jobul și cu averile și cu relația cu părinții și bun, asta relativ, că și dincolo de moarte relația între cei dragi rămâne prin rugăciune prezentă. Și în nădejdea reîntâlnirii la învierea cea de apoi, că ăsta e darul cel mare al lui Hristos, viața veșnică. Și l-a întrebat pe părinte, păi zice, cum nu știți? Păi scopul omului este să se asemene cu Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă pentru ca noi să știm cum să fim. Știi, să nu mai fie doar o realitate de asta filozofică, știi? Să avem, un model. Să avem model clar, concret, modelul iubirii până la jertfă, sigur. Și lumea din ziua de astăzi este din ce în ce mai puțin dispusă la jertfă. Vezi că... A, foarte bine ai zis aici. Da, da, eu mi-am pus un semn de întrebare pentru că oarecum și prin activitatea artistică sunt apropiat așa de zona nunților, știi? Și cineva îmi spunea, părinte, iei mult la o nuntă, iei mult la... Nu iau mult, mi se dă mult. Cu formația mea. Cu formația, da. Și staroste? Nu mai fac treaba asta, da, de multă vreme, că nu mă mai țin puterile, nu că nu face plăcere și sunt alții mai tineri și mai indicați, mai, acum îți dai seama, eu am, uite, barbă albă ca și tine, mă duc acolo să-i fac pe oameni să... Nu. Da. Yeah. Nu, vorbeam cu Moș Crăciun, da. Concret și clar. Noi încercăm să abordăm, cum să spun... Dar e și wedding planner. Nu. Mi-ar plăcea să fiu și poate că voi fi. Dar la tema aia s-a terminat vinul. Nu, da. Nu te întreabă pe tine ce să facem. Nu, mă întreabă că de obicei el sună pe Finu Vasile, că el e cu privilegiu. Da. S-a terminat vinul, știi, dacă m-ar întreba pe mine, uite că mi-ai ridicat mincea așa la plasă, voi spune, băgați de seamă ce a zis Maica Domnului, cea mai frumoasă predică a ei. Una singură în toată Scriptura. N-a prea vorbit Maica Domnului. Da, dar ce a vorbit bine. Și sfânt, curat, plin exemplu de smerenie, de tăcere, de bună cuvință. Și a zis doar atât Maica Domnului. Faceți ce vă va cere. Faceți ce vă va spune El. Ce vă va spune. Deci asta e. În momentul în care ni se termină vinul, la propriu sau la figurat, chiar și la propriu.
Dar de cele mai multe ori, într-o căsnicie și la o nuntă, vinul ni se termină la figurat, știi? Vinul dragostei dintre noi. Că se termină și asta din când în când. Vinul înțelegerii, vinul iertării, vinul păcii, vinul răbdării. Se termină vinurile acestea care, atunci când sunt, ele îndulcesc relația dintre soți. Și atunci când se termină vinul, noi nu știm unde să alergăm și să spunem, știi? Și ar trebui să ne uităm doar la icoana Maicii Domnului și în icoană, Maica prea curată, chiar prin tăcere, ai văzut că de cele mai multe ori, 99% dintre icoane, Maica Domnului arată cu mâna spre Domnul Hristos, spre Fiul ei. Și traducerea ar fi aceasta: faceți ceea ce vă va spune El. Dacă l-a crescut bine, da, da. Exact. Zicea și Părintele Iustin Pârvu, de mame avem nevoie. Absolut, de mame. De mame, pentru că mama este cel mai mare dar în lumea aceasta și cei care sunt pe contrasens, ai văzut că ei știu unde să lovească. Lovesc în temelie. Mama e temelia. Mama înseamnă rugăciune, mama înseamnă mângâiere, mama înseamnă blândețea. Înainte de toate, mama înseamnă viață. Mama înseamnă bună creștere, mama înseamnă încurajare, mama naște și renaște, zice Părintele Arsenie Papacioc, și acolo au lovit, în temelie. Și au zis, bă, nu avem nevoie de mamă, de ce? Doi tați pot să fie familie, nu se pune problema, știi? Dureros, sigur că nu le ajută Dumnezeu, adică nu se poate asta, ca și cum ai vrea să schimbi sensul realității universale legată de răsărit și apus, știi? Și zici, bă, nu, las că și cu două. Să inversăm poli. Ei, să inversăm poli, bun. Hai, trecem peste subiect, că nu vreau să știrbim bucuria sărbătorii de astăzi. Cum am venit de la naștere, la mamă, despre familie e vorba aici. Da, despre familie. Bucuria de a fi împreună. Că ai zis tu un lucru mare, zis vorba despre jertfă, Domnul Hristos modelul, tu ai spus, Domnul Hristos modelul, așa este, păi modelul care este? Al dragostei necondiționate, El n-a pus nicio condiție nimănui. N-a zis, eu te iubesc dacă... Nu. Să mă urmeze. Să mă urmeze, da. A dragostei necondiționate, o dragoste care merge până la jertfa de pe cruce, știi? Și acum aici e problema că ai atins un punct sensibil, că ai zis că lumea e tristă și nemulțumită. Da, da, da. Pentru că noi suntem triști și nemulțumiți pentru că nu ne asumăm crucea. O aruncăm. Părintele Arsenie Buca... La bobotează se aruncă crucea, dar se aduce înapoi. Bun, dar tot se aduce înapoi. Acolo e în mod... Catch and release duhovnicesc. Tot nu te-am ții tu, dar îmi place când ai nuanțele astea așa. Îmi place când ai nuanțele astea așa. De neînțeles și pentru mine și pentru țăranii mei, dar nu e o problemă că eu le spun ce înțeleg ei. Așa, că ne urmărește și publicul elevat și e super, super ok. Și condițiile. Și hai să vezi despre familie ce se întâmplă, pentru că a lăsat Dumnezeu în mod principal două altare de jertfă de asemănarea omului cu El. Sigur, unul dintre altare se numește monahism, în care monahul, călugărul, efectiv moare, renunță la tot de dragul lui Hristos. Aici renunță la viața lui. Aici discuții cum de cine a mai instituit să bea monahismul. Cu monahismul. Că pentru ce ne trebuie nouă călugări? Măi, știi cine a instituit monahismul? Decăderea morală a societății. De acolo, până la Sfântul Antonie cel Mare, pustie, da, până la Sfântul Antonie cel Mare, primii creștini, fiind persecutați, aveau o viață duhovnicească remarcabilă. Gândește numai la faptul că se împărtășeau aproape zilnic. Deci primii creștini, acolo în catacombe, fugind, gândește ce credință aveau prin faptul că erau dispuși să-și dea viața. Uite, Sfântul Gheorghe, ești creștin, da, nicio problemă, al doilea om din imperiu, știi? Și a zis, păi, ce te strica de cap? Nu m-am stricat, sunt creștin, iubesc pe Hristos. Păi cum, renunț la tot? Pentru că renunț la tot. Și atunci, în momentul în care Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului, viața duhovnicească în anumite segmente a scăzut, în cele sociale, și sfinții, cei care își doreau cu ardoare să trăiască o credință autentică, au simțit nevoia de a se retrage din tumultul căzut. Uite, Sfântul Antonie cel Mare, primul care face exercițiul acesta al monahismului, și au zis, gata, mă retrag din treaba asta, știi, și mă duc acolo și uite, renunț de bunăvoie. Mari sfinți ai bisericii, epoca de aur, Sfântul Vasile, Sfântul, că se apropie, nu? Sfântul Nicolae, că-i porți numele, Sfântul Ioan Gură de Aur, oameni cu câte 3-4 facultăți, cu cele mai înalte studii la nivelul respectiv, oameni cu situații financiare incredibile, deci Sfântul Vasile cel Mare, moștenise un imperiu financiar, pe care cu cele mai înalte studii de acolo s-a retras și a fost adus de societate și au zis, nu, și primul lucru când a venit, a înființat asistența socială de la el. De la el vine asistența socială, asta e.
Deci toată averea lui a făcut cămine de bătrâni, azile pentru copii, pentru toate celelalte, spitale, bolnițe și așa mai... Toată opera numită Vasiliadă. Putem vorbi despre activitatea asta sfinților o grămadă de timp, dar nu asta e ideea. Deci vroiam să revin la idee. Deci o cale este cea a monahismului, în care remarcabilă nu oricine poate să facă treaba asta, știi? Când ai fost ultima dată la Sfântul Munte? La Sfântul Munte, să știi că n-am fost dinainte de pandemie, că nu m-am vrednicit și imediat după ce a început pandemia am fost câteva zile și așa a fost situația. Mi-a părut rău că trebuie să stau foarte puțin și după aceea am plecat de acolo. Dar hai să spun și despre altarul celălalt, ca să nu rămân tributar, că uite ce aveam în minte, că vreau să vin acolo de unde ai pornit tu, știi, cu familia. Cu familia. Pentru că, pe lângă monahism, pentru ceilalți oameni, în lume e lăsat altarul familiei. Și acolo e un tip de monahism, să știi. Uite, hai să-ți dau exemplu. Mirele și mireasa, când fac cununia și li se pun verighetele, pe cap li se pun și cununii și li se cântă sfinților mucenici. Care v-ați nevoit și v-ați încununat. Dar ce sunt mucenicii? Mucenicii sunt cei care s-au nevoit cum? Mărturisind și dându-și viața pentru Hristos. Păi de ce? Nu-i puțin ilogic? Cum adică? Păi așa, dă viață pentru Hristos, tu ești mire, să se cântă sfinților mucenici, rugați-vă pentru noi. Ești oarecum în rând cu mucenicii, că ești încununat, nu? Care v-ați încununat? Ești încununat ca mucenicii. Păi nu e ilogic, e foarte logic. Pentru că mirele nu-și mai trăiește viața sa. Renunță la viața sa pentru Hristos, care unde e? În soția lui și în copiii lui. Homo hominis Christus est. Și nu mă crezi că renunță? Îți spun eu, banii duci acasă, nu mai ieși cu prietenii când vrei. La cât e un meci. Nu mai... Mă, ascultă-ne, știi tu cum, așa. Bun, dincolo de glumă, renunți oarecum la viața ta, trudești, te jertfești, faci o jertfă permanentă pe altarul familiei. Te asemeni cu Hristos. Pentru Hristos, care pentru tine Hristos e mireasa. Sigur că și invers e valabil și aceeași situație. Mai puțin. Vorbește mai tu puțin. Să mai beau și eu. Da. Oameni buni și frumoși, și invers e valabil. Să știți că și mireasa se jertfește. Numai când rămâne însărcinată, să vedeți câte gânduri, câte griji, câte preocupări, câte nopți nedormite, câte analize, câți medici care o bulversează în zilele noastre, câți puțini care o ajută. Da, pe internetul. Da, păi când vin copii. Da, păi când vin copii. Da, păi câte griji. Internet. Câte grijă are o mamă, ai văzut? Deci moduri de jertfire permanente, pentru că jertfa aceasta pe cruce te duce în împărăția lui Dumnezeu. Deci asta e calea, cea jertfei. E o ardere permanent. Ardere. Și în momentul în care ți-o asumi, ai bucurie totală. Te-o ars. Da. Păi nu, din arderea asta vine și bucuria. Păi ca la lumânare, nu? Ce te tot plângi, uite-te la tine cât ești de ars. Că ești ca o floare înfloritoare și sunt sigur că asta datorită soției dumii tale. Slăbit 12 kg, să știe și publicul. Mai scriu în comentarii, pare că a slăbit. Va filma Vlad din alt unghi? Da. Că e tot momentul bilanțului. Apropo, ai văzut vreun meci în campionat, la campionat? Am văzut multe, multe meciuri, dar am încercat să cu trec dincolo de... așa? N-am ținut cu nimeni. Moral mi s-a părut știu și că tu joci fotbal în timpul liber, faci mișcare. Mai făceam acum vreo câteva luni, nu mai am voie să fac mișcare, decât mers pe jos în fiecare zi și mă țin de treaba asta. 4 km, 3-4 km cam acolo se... Așa, zi-mă că am slăbit și eu acum 7 kg, te rog frumos. 7 kg, dar parcă la gabaritul părintelui să pun 18. Nu. Caritasul slăbirii. Slăbești un kil, noi îți dăm de 8 ori. Vezi, uite că în cele din urmă, să-ți răspund la întrebare, n-am ținut cu echipa anume, să știi, am ținut așa moral cu Messi, mi-ar fi plăcut și îmi place că a fost campion, pentru că l-am văzut cu dăruire și cu... De ce Messi, nu-ți place sărac, Messi? Nu se uită la... Da, cum se uită Messi? Ia să vedem. Dar aici la cameră, că nu te vedem acolo. Da, uite care familie, are 3 copii, are... Dă un exemplu și am fost tare fericit când am văzut că în momentul în care a câștigat finala și a ajuns campion, primul semn de mulțumire a fost către divinitate. Și a făcut o cruce catolică, e adevărat, asta nu are foarte mare importanță. Și după aia și-a luat haina aia din Qatar, păi. Mă, nu știu ce-a fost cu haina aia, știi tu? Dar sper să nu fie ceva... Adevărat că ne amestecăm, omule bun. Da. Părinte, eu am văzut... amestecăm, nu știu da, ce da, faci. Da, dar știi ce se întâmplă? Uite, eu dacă mă uit la partea plină a paharului, și ăsta e un exercițiu de spiritualitate, știi? Întotdeauna de spiritism, să fiu... acum m-am băgat sub brat. Nu, întotdeauna o să fiu fericit și o să fiu bucuros. Da.
Dacă mă uit la partea... Dacă despicăm firul în partea patru, goală, dacă privim da. Bârna din ochiul celuilalt, așa. Suntem așa pretențioși cu alții și dar cu mediul înconjurător și... Eu nu pot să văd bârna din ochiul celuilalt pentru că la mine e toată pădurea, știi? Și atunci, așa, printre frunze mă uit la privilegiu. Apropo de cabana ta de la Poiana Horia... Sărbători fericite. Sărbători fericite, da. Crăciun fericit acum. Da. Și fețele bisericești au... câte o altă față de sărbători. Față umană. Nu, dar să știi că eu întotdeauna am fața asta. Nu, n-am. O să mai accentuez. Ai vrut să accentuez. O să mai intre trei nunți. Apropo, câte nunți ai pe anul viitor? Niciuna. Nu tu? Nu, stai puțin, să fiu foarte sincer. Am una la Câmpeni, la tine. La Câmpeni? Da, da. La Balea? Așa. Sau variantă la... Nu, nu, e un domn de la Câmpeni, mi scapă numele, un prieten apropiat și am mers pentru că mi-a plăcut abordarea foarte mult și așa. Și mai am încă nuntă la un prieten, la domnul Grigore, la Leșe. Nu. Asta nu Grigore, s-a mai însoare. Nu mai știi, ci secretarul general de la prefectură. Grigore Frențiu și își căsătorește copilul, fiul. Da, e un om foarte credincios și cu el am fost de multe ori în Sfântul Munte. Și sunt bucuros așa când există oameni care înțeleg că o nuntă nu înseamnă numai distracție și petrecere. Șotul. Ce înseamnă? Acum știi numai ce s-a la șotul, știi? Da, la prefer vinul, că nu a făcut, da, ți-am zis, la nunta din Cana, nu a fost șotul. Nu a fost șotul. A fost vinul, așa. Cum ar fi și... fost să zic? Nu vă pot face vin, dar niște șoturi nu vreți. Da. Deci atâtea nunți am, mă înțelegi? Și bucuria mea foarte mare este în legătura și întâlnirea mea în spectacole cu oamenii, de care slavă Lui Dumnezeu n-am dus lipsă și nu duc lipsă. Sunt deja câteva întamate pentru anul viitor, pentru că cred că la zilele Clujului, scuze-mă că te întrerup, la zilele Clujului ai stat în picioare vreo 10 ore. Cam așa, da. Cred că de acolo stăm. Uite, acum am dat seama. Știi de unde mi se trage? Domnule primar, deci asta e situația. Nu, la zilele Clujului a fost un lucru excepțional, foarte frumos. Și s-a întâmplat ceva, pentru că în euforia și bucuria artiștilor și a oamenilor care erau prezenți acolo, nu s-a mai ținut cont de desfășurător și atunci s-a lungit foarte mult, dar cine a vrut să stea a stat până la final și a putut, din păcate a fost un pic cam rece mai spre final, așa. Da, un eveniment excepțional. Și uite, dacă tot mi-ai ridicat mingea la plasă, la fileu, așa, trebuie să-ți spun că e remarcabil modul în care se organizează zilele Clujului, fără niciun cent din bugetul local. Adică pentru toate manifestările acolo, care sunt complexe, nu sunt puține, nu se cheltuiește de la buget niciun leu, nimic. Companiile. Da, companiile. Da, e remarcabil. Da. Lucrul acesta e remarcabil și asta înseamnă o bună comunicare, înseamnă o bună strategie de management, înseamnă o bună administrație, pentru că acolo unde se fură bani din buget, nu, ascultă-mă, că sunt și realități de genul ăsta. N-am niciun partipriu, n-am nicio treabă. L-am acolo pe Ovidiu, care e prietenul meu, sigur, domnul primar, prietenul meu de o viață, ca să spun așa, dincolo de orice realitate politică. Poate zic mult prieten, că nu sunt pe același palier de dânsul, e profesor universitar, eu sunt acum slujitor. A fost, da, nivelul e acolo. Și deci ca management, acolo unde se fură bani din instituțiile publice, să știi că nicio companie nu vine să sponsorizeze. Să fii sigur de treaba asta, sub nicio formă. Dar acolo unde e seriozitate și profesionalism, acolo toată lumea ridică pălăria și zice da. Uite, un exemplu. Se poate. Și uite că se poate și trebuie să spunem lucrul ăsta, nu pentru a lăuda pe cineva, ci pentru faptul că avem poruncă de la cu Hristos. Să facem reclamă bine lui. Așa, Nicolae, bine lui să facem reclamă. La mulți ani, sărbători fericite. Sărbători fericite, Crăciun binecuvântat. Cu Schengenul. Vai, ce bun e vinul ăsta. Lasă-mă să-ți răspund, știi, că zice că a răspuns Domnul Hristos nimic zicând. Înțelegi? Da? Nu, acum, sigur, dincolo de glumă, asta Dumnezeu știe. Eu știu un lucru foarte important pentru noi și pentru țara noastră și pentru care sunt foarte fericit. Întotdeauna cel mai bun aliat al României și al românilor n-a fost pe orizontală, de niciun fel. Nici la sud, nici la vest, nici la est, nici la nord. Marea Neagră. Nu, cel mai bun aliat, să știi, că a fost Domnul Hristos. Și nu sunt acum, nu sunt patetic în ceea ce spun.
neamul acesta de peste 2000 de ani a reușit să treacă peste toate uneltirile, peste toate vitregiile, peste toate încercările, peste toate mărșăvăriile. Am fost puși lângă niște imperii, nu? Am fost puși pe unde puși. Cum îți explici tu că ne-am păstrat identitatea și verticalitatea? Brâncoveanu. În atât. Da. Nu? Deci pentru faptul că aliatul numărul 1 a fost Dumnezeu, a fost Domnul Iisus Hristos. Până la urmă pentru faptul că, pentru faptul că România e grădina Maicii Domnului, așa cum contestă unii care nu pot să înțeleagă, pentru că și asta e o taină, n-ai cum să o înțelegi dacă nu trăiești, știi? Degeaba vii tu cu bordul. De ce nu mai vrem să trăim taina? Toți suntem de Crăciun. Hai să spun o treabă. De ce ne lăsăm așa agasați și pătrunși de cotidian? E libertatea omului. Omul este liber să aleagă ce vrea. Nu e o problemă asta și nu poți obliga pe nimeni niciodată. Omul cu cât este mai apropiat de adevăr, și aici mă refer la moșii și strămoșii noștri, du-te în munții Apuseni să vezi acolo cât de simplu trăiau oamenii, pentru că însuși Dumnezeu e simplu, e iubire, punct și atât. Cu cât e mai apropiat de realitatea aceasta a simplității și a adevărului, cu atât mintea nu e tulburată și nu e întunecată. Acum, diavolul, să-ți răspund la întrebare, de ce nu trăim frumos? Pentru că, vrând nevrând, noi suntem în vâltoare, știi? Și nu ne spune aproape nimeni să ieșim din vâltoare. Știi ce e vâltoarea? Că și la voi n-a pus sens. Nu, acum am Whirlpool, da. Cu 6 simți. Am înțeles, dar mai era vâltoare. Da, cam, no, hai, bun, hai să adaptăm. Uite, suntem în mașina asta de spălat, știi? Cu 8 simțuri. Măi, care atât de mult ne bombardează. Și ne și stoarce. Ne și bombardează, ne și stoarce. Sigur că ne stoarce. Și ajungem și acolo, dacă vrei. Încât noi nu mai știm de capul nostru. Bă, ce suntem? Suntem izmeni, suntem chilot, suntem maieu, suntem tricou, suntem... Nu mai știi. Cum să zic? Conștiința identității, asta îți dă, de aici se pornește. Și atunci zici, bă, eu sunt o bluză frumos, stai puțin, eu trebuie să am o anumită abordare, o anumită ținut. Rolul meu este să încălzesc, să fac, să arăt și așa. Bun, când tu nu mai știi ce ești, pentru că vine informația din toate părțile și toată ziua ești cu acolo în cap, un telefon și nici măcar 10 minute pe zi nu ai timp de întoarcere către sine, atunci e foarte greu să trăiești taina. Că asta m-ai întrebat, cum de nu trăim taina? Taina se trăiește între tine și Dumnezeu, că de asta e taină. Nu știu ceilalți. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te... În cămara ta, sigur. Regăsindu-te pe tine... Absolut. În glosă. Când, vreme trece, vreme vine. Tu așează-te toate deoparte. Toate-s vechi și nouă-s toate. De fapt, noi n-am inventat roata. Întreabă și te socoate ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă-s toate. Că ziceai despre... ancestorii noștri, străbunii noștri din Apuseni, că ei aveau o vorbă când se salutau, Doamne, dă să fie bine. Ce frumos, Doamne dă să fie bine. Da. Remarcabil de dreptul. O colindă de final de ediție. Ce final? Care final? Am început deja să filmăm. Vlad, ai apăsat pe ce trebuia? Da. Hai să mai vorbim. Lasă, nu fac finalul, că nu se poate. Facem finalul pentru că așa? Dorim în 2023 să ne mai întâlnim mai devreme decât de Eu Crăciun. Acum aș îndrăzni așa o chestiune și să spun, să mă autoinvit, să zic. Mi-ar fi foarte, foarte drag măcar o dată pe lună să ne întâlnim și să discutăm așa lucrurile. Și în locuri mai neconvenționale. Nu, nu locul contează. Contează inima omului, știi? Deci o să te invităm să joci într-un sketch. Vlad îl joacă pe Piști Unguru, poate le exorcizezi. Măi, nu pot să... Deci în sketch nu pot să joc, să spun de ce. Că nu-i specific ființei mele, știi? Dacă îi spunea lui moșule, ai auzit, îți place un sketch, știi? Da, da. Deci, bă, dar ce e ăla? Știi? Și eu cam la aceiași parametri, știi? Și fac eforturi mari să mă mențin la aceiași parametri de anacronism, dacă vrei să-l numești așa, știi? Că asta mă salvează. Și atunci zic, mă, nu știu, să joc într-un sketch, nu știu, vedem, asta nu e o problemă. Dar, sketch and release, cuvintele neînțelese. Can you translate, please? Ok, it's about acting, you know, but... Și la anul vine ziure de ziua. Numai dacă ni-ți pofti ziurele de ziua. Și acum și pentru Nicu. Să fii gazdă sănătoasă, ziurele de ziua.
să plătești colinda noastră ziurel de ziua. Cum voi mai stați un pic aici ziurel de ziua până banii eu-i găsi. Nu era vorba de bani, era vorba să plătești colinda noastră cu un colac de grâu frumos ca și fața lui Hristos. Așa se plătește colinda. Acum vezi nu mai sunt colaci. Ca și un cotidian. Da, acum cum nu mai sunt colaci. De ce colac? Colacul este semnul comuniunii și al dragostei dintre oameni. Cercul, verigheta, cerc, soarele. El ne unește și el e ca fața lui Hristos, pentru că Hristos este dragostea noastră care ne unește pe toți. Aceasta e sărbătoarea Crăciunului. Să vă fie casa casă, să vă fie masa masă, să vă fie viața plină de Hristos și de lumină. Amin.